Chiar atenționeze vă rog să faceți. echipele să nu ia în derâdere anumite lucruri care se vor prezenta Apropo acum. de poliția care trebuie Și să vină, poliția, stewardii. da. Și cel mai important lucru este pătrunderea Pe teren, este în spațiul de închisoare. joc. Da. Deci dacă vreți să repetăm, o să mai repetați o dată treaba asta în atenția președinților de cluburi și... Pătrunderea pe spațiul de joc se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Extraordinar. Deci nu mai există interpretare. Numai Decât decât punerea legii aplicare. în Da, aplicare. da, da. Punerea legii în aplicare. Deci nu mai există cu o amendă de la nu știu, nu. E direct închisoare de la 6 luni la 2 ani. Probabil pentru campionatul județean va fi pedeapsa minimă, dar ne punem întrebarea, merită să faci un gest de genul ăsta, să stai 6 luni la... Este un risc foarte mare, o să mai discutăm, de fapt și în ziarul Sportul de Francia o să apară foarte multe atenționări înainte de începerea campionatului Superliga și Liga 5 la fotbal, pentru că am vrea să evităm aceste surprize. E o știre națională și ar fi păcat ca Francia să se încadreze la asemenea lucruri. Domnule președinte, ați fost de curând invitat de către Federația Română de Fotbal împreună cu ceilalți colegi președinte cu Asociației Județene de Fotbal la Brașov la o întâlnire specială, o întâlnire amplă. Care ar fi cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le cunoască și telespectatorii, oamenii care iubesc fotbalul, ce implicații în fenomen, sunt schimbări, va veni ceva nou, vrea Federația să ajute fotbalul din teritoriu, se va Da, schimba Liga a treia, sunt ceva spuneați ceva schimbări, dumneavoastră într-o dar emisiune pe care am făcut-o mai de mult despre transformarea Ligii a treia într-o ligă interregională, interjudețeană ea este la nivel de de amatori. proiect, dar datorită problemelor apărute cu Universitatea Craiova, statutul Federației Române de Fotbal a fost respins de la tribunal, de la judecătorie și acest lucru pune, practic, am văzut că a scris și presa, pune în avantaj și echipa Focșanului, pentru că se merge după statutul din 2009. Deci, deocamdată, competițiile cu care au fost până acum vor rămâne identice, la fel. Deci nu se vor modifica în următoarea perioadă. Alte noutăți care s-au mai discutat, alte intenții pe care le are Federația pentru fotbalul din teritoriu. Se pune foarte mare accent, este un proiect Grazover, probabil vi l-a prezentat cineva și dumneavoastră la Piatra Neamț, nu știu. Nu, nu, la Petronas nu. Este vorba de fotbalul de bază. Este un proiect la care eu mă mândresc că suntem cu un an înaintea federației. Este vorba exact de această superligă a copiilor pe care eu am făcut-o. Noi nu neapărat această superligă. Este vorba de competițiile, ca să zic așa, cuprinse la sportul pentru toți. De mini fotbal, de fotbal Este o neconvențional, mare gaură neagră a fotbal pe fotbalului românesc de ani de plajă, zile. fotbal pe plajă. Noi intenționăm în vară să deschidem și această ramură, Fotbal feminin. fotbal pe plajă. Fotbal feminin va fi foarte greu pentru Vrancea. Fotbal pe plajă. Fotbal pe plajă. Iarăși golești din avantaj care are plajă de la Malul Păi Milcovului și da, iară am făcut aceste Iulian discuții, râde că da. vrea să vină cu... Mai avem 8 minute, mulțumesc, Iulian. Am făcut aceste discuții, să vedem în ce măsură o să putem demara acest proiect. E un proiect pe care eu îl încurajez și încurajez echipe să se înscrie, pentru că e cu o finalitate la subvenționată de federație, la o finalitate pe litoral.
și poate iese ceva și de aici. Domnule președinte, ziarul Sportul de Vrancea cu ceva timp în urmă v-a numit pe bună dreptate părintele futsalului din Vrancea. De ce? N-are rost să o discutăm acum. Lumea fotbalistică, lumea care iubește și futsalul știe acest lucru. Futsalul avem în Liga 1, nu prea mai avem cluburi în teritoriu, nu prea avem pepiniere de futsal. Din păcate, aveam o competiție, vă întreb, mă întreabă foarte mulți telespectatori, mă întreabă cititori ai ziarului Sportul de Vrancea, copii, tineri, se va mai ține ediția a doua de futsal, ce intenționați a campionatului județean? Deci, din păcate, anul acesta, din luna octombrie s-a pus pe site-ul AJF, am așteptat. S-au înscris două echipe, Mărășești și... echipa Colegiului Național Unit. Așa. Normal că nu poți să faci un campionat cu două echipe. Am fi jucat o finală de 3 din 5 și măcar dădeați o campion. Și, acum cu cei de la Fan Club Steaua Mărășești încercăm o variantă acolo. Ei au gânduri bune, deci la Mărășești, Cătălin Mihalcea, chiar sunt de lăudat. Vor să ajungă, să meargă în divizia B, adică... Ei au vrut și anul trecut, divizia B. O să aibă sprijinul nostru necondiționat. Vedem ce iese. Deci oricând și oricând, am primit un mail acum de la o asociație de... cu dizabilități de auz, vor să-i sprijinim cu un echipament și cu așa, am luat un contact cu ei, vor să facă o competiție, o să-i sprijinim fără, am spus, necondiționat și pe oricine dorește să facă o competiție de fotbal, Asociația Județeană de Fotbal stă la dispoziția oricui, tocmai prin acest proiect Grazover. Orice competiție de genul ăsta se raportează la federație, este fostul fotbalist Adrian Pigulea răspunzător de acest proiect. În funcție de complexitatea competiției și de mărimea ei, vor exista premii din partea federației, asta e noutatea de care... Domnule președinte, pentru adunarea generală de sâmbătă, încă o dată, știu că au fost trimise invitații speciale din partea asociației, dacă vreți să mai spuneți o dată cine trebuie să participe la această adunare generală, cine are drept de participare din partea cluburilor, cine trebuie să vină? Păi, toate asociațiile, toate cluburile? Toate, da... Fiind, cum să vă spun, nu se votează nimic. Nu se deci, votează reprezentanții oficiali ai cluburilor, președinte, vicepreședinte... Da, poate să fie și oricine, deci nu e ca la adunare generală ordinară. Un răspuns ordinară. Foarte scurt, de 10 secunde, sediul AJF va prinde contur în 2012? Este foarte greu să vă dau, oricum ceva trebuie să facem, trebuie să luăm o hotărâre anul acesta. Din păcate depindem de birocrații și de hârtii. Eu sper că da. Sper că da, aștept o hârtie de la Agenția Națională pentru Sport, care nu mai vine. Dacă nu... O să luăm, la această adunare generală vor fi invitați și personalității din fotbal care sunt acum, acum mi-a venit ideea, mă gândeam dacă ar fi potrivit, știu eu, de exemplu pentru domnul Staicu, care a slujit o viață aproape la Asociația Județeană de Fotbal, să primească o diplomă și o recunoaștere din partea Asociației Județeană de Fotbal și eu, poate alți foști arbitri la o vârstă înaintată. Da, e o idee. Știam din proiectul când ați candidat că aveați prevăzut acolo avut în vedere oamenii care au slujit în fotbal și acum sunt la o vârstă. Ar fi un moment interesant, da, poate o bucurie în sufletul lor. Strategia mea de atunci era cu totul altceva, se referea la
în special la oamenii de fotbal care nu erau prezenți în activitatea asociației. Era vorba de un Titi Rusu, era vorba de un Nicolae Zaiț, de Pui Oprișanu, care nu aveau niciun fel de na, practic nu erau la fotbal, deci că n-au trecut pe acolo și uitați că ușor i-am atras, sunt prin comisii, chiar era Nicolae Zaiț care cunoaște regulamentul foarte bine. Nu era nicio comisie, nu știa nimeni nimic de el, eu l-am pus la statutul jucătorului și zic că își face treaba foarte bine. Titi Rusu, Neapuiu, care sunt și în corpul de observatori, la acest lucru mă refeream. Bineînțeles că nu trebuie uitați nici cei de vârsta a treia. Sigur, asta e o temă pe care probabil că și, da, o să o gândiți temă. Până sâmbătă, aveți tot timpul să faceți asemenea surprize. Sunt oameni care au muncit în interesul fotbalului. E adevărat, nu mai contează acum în ce perioadă, dar e păcat că acum la o vârstă să vadă uitați, să se simtă îndepărtați de către acest fenomen pe care l-au slujit o viață întreagă. Care ar fi, tot pe scurt, vă rog, cele mai importante memoriale pe care vi le-ați propus ca Asociație Județeană de Fotbal? Ați demarat anul trecut, în primul mandat al dumneavoastră. Au rămas și anul ăsta. Sunt valabile și anul acesta? Da. Memorialul Emilian Rențea, Gheorghe Cernat, Ghiță Aristică, avem Mișu două, Costea. Cu două cu direcția de sport, unul în aprilie acum, care trebuie să-l facem până la sfârșitul lunii aprilie. Memorialul unul din două, nu mai știu cum le-am pus. Deci avem unul în aprilie și unul în noiembrie. Deci vor fi unul este Costea, unul este Ghiță. Nu știu să vă spun cum le-am pus anul ăsta. Avem arbitri deja promovați în fotbalul din România, din Liga 3, în Liga 1, am urmărit primele etape de la televizor. Avem în Vrancea arbitri care promit să ajungă din nou în Liga 1? Aici totul depinde de ei și e o întrebare care mă depășește. Știți foarte bine că eu am dat independență totală Comisiei Județene de Arbitri, ca și Comisiei Tehnice și așa mai departe. E o întrebare, de ce să răspund eu la această întrebare, că nu e o meserie care are chichițele ei, să-i spun așa, și nu știu, eu cred în ei, dar credem. Noi avem doi. Noi credem avem în dumneavoastră, doamne președinte. Trei arbitri la promovare Liga a treia. Mă face semn colegul meu Iulian Sandu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a fost alături de noi în această seară. Nu uitați să dați, după ce terminăm emisiunea pe Pro TV, să vedeți oțelul vasului în Cupa României. Mulțumim că ați stat alături de noi un sfert de oră din acest meci. Dar vreau să vă spun că de acum cineva își făcea probleme că emisiunea TV Atras nu se prinde la Sovejă sau la Adjud sau în altă parte. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să știți că ne puteți vedea de la New York, de la Tokyo, din orice colț al lumii, TV Atlas, www.tvatlas.ro. Se pot vedea emisiunile live pe internet, de oriunde vă aflați în lume. Așa că nu mai este cazul să vă spun că TV Atlas, cea mai tare televiziune din Vrancea din ultimii 17 ani, iată, poate să vă ofere cea mai tare emisiune de sport din ultimii 10 ani, Sportas, oriunde vă veți afla în lume, dacă aveți internet, un laptop, un calculator la dumneavoastră. Îi mulțumesc lui Dan Dumitru, sper într-o adunare generală extraordinară pe care o vom filma, o vom înregistra și o vom aduce în fața dumneavoastră luni la emisiunea Sportas de la orele 18:30, bineînțeles tot cu Iulian Sandu, prietenul fotbalului, și de acolo, când vom pleca de pe malul Milcovului, când vom trece podul spre Moldova, vom filma și plaja unde se va naște o echipă de fotbal pe plajă a JF-ului, ca să provocăm Brăila și Constanța. Facem o echipă de fotbal a JF-ului? Trebuie să o facem. Da, de ce nu? Eu chiar am propuneri de la colegi și de la cei de la Tulcea și Constanța să... Ne-au provocat? Da, ne-au provocat. Să intrăm în cantonament, domnule președinte, da, cu Iulian Sandu înainte. Vă mulțumim, o seară plăcută, la revedere!